vreme caldă, vreme cu aspect de primăvară în întreaga săptămână, având în vedere că valorile maxime ale temperaturii aerului vor oscila în general între 8 și 14 grade Celsius, poate ușor mai ridicate spre 15-16 grade Celsius la jumătatea săptămânii. Chiar dacă astăzi vremea a fost călduroasă, zăpada nu s-a topit încă. În Pitești și Câmpul Lung, stratul de zăpadă a măsurat 11 cm, în Curtea de Argeș 17 cm, în Mororești 21 de cm, la Stolnici 16 cm, 25 de cm la Fundata și 110 cm la Bâlea, cu tendințe de scădere, în special din cauza temperaturilor ridicate, dar și a precipitațiilor sub formă de lapoviță. Mâine, în unele localități, vântul va avea intensificări temporare. În zonele joase se va forma ceață, iar în cele subcarpatice, unde temperaturile vor coborî sub 0 grade Celsius, se va forma poleiul, așa că trebuie să circulați cu prudență dacă vă aflați în trafic.